La evenimentul organizat de prietenii lui Oliver, un grup de inițiativă din Sighetul Marmației, au participat voluntari, tineri talentați, dar și artiști de muzică populară consacrați. Vedeta întâlnirii a fost Camelia Crișan, concurentă la Vocea României. Ne bucurăm tare mult că sighetenii au participat la acest eveniment caritabil pentru Oliver. Oamenii au răspuns invitației, ne-am pregătit cu diverse momente artistice. Cine a urcat pe scenă sâmbătă seara? Au urcat diversi cântăreți ai Sighetului și cea mai importantă persoană, să zic așa, care a fost invitată special a fost Camelia Crișan, o artistă băimăreană. Publicul a fost foarte încântat de prezența ei. Încărcată de emoție și afectată de gestul frumos al celor care îi vin în ajutor, Monica Cantor, mama băiețelului Oliver, a urcat pe scenă și a mulțumit pentru sprijinul acordat. Bună seara! Vreau să vă mulțumesc tuturor că ați venit așa de mulți. Toată lumea mă sprijină, toți sunt lângă mine. Am strâns deja foarte mult, mai avem puțin. Vă mulțumesc din suflet! Bineînțeles, doamna Monica a fost foarte emoționată. În această perioadă cu toții trebuie să fim emoționați, să punem suflet alături de acest băiețel minunat și să contribuim pentru sănătatea lui, pentru a-i salva lumina ochișorilor. Îi și îndemn pe toți care pot să mai vină cu donații să contribuie. Dar revenind la doamna, a fost foarte emoționată, la fel ca și noi toți, deși nu ar trebui în această perioadă să-ți ajut semenul, este un lucru normal. Nu atât de extraordinar. În urma spectacolului caritabil s-au adunat în jur de 3500 de lei. Cu o seară înainte s-a organizat și o petrecere caritabilă într-un pub sighetean, unde s-au adunat încă 3200 de lei. În total, în urma celor trei evenimente organizate de prietenii lui Oliver, meciul de țurcă, petrecerea și spectacolul caritabil, s-au adunat 8000 de lei care vor intra în contul micuțului Oliver. Costul operației se ridică la 30.000 de dolari, Oliver urmând a intra în sala de operație în 21 aprilie.